Zodia Balanță, în săptămâna 2 noiembrie 2020, are pe Mercur în casa personalității. Nu este prea bine aspectat, predispune la necazuri, la defăimare din partea dușmanilor ascunși, la îndepărtarea de ceilalți. Este susținută dorința de a vă retrage, pot să iasă la iveală necazuri care motivează dorința de a studia poate forțe oculte, în scop altruist, dar și de câștig. Tendințe de a fi mai critici, de a avea inhibiții, frustrare, poate agresivitate unor, predispoziție la egoism, de asemenea la gelozie, la ceartă, prieteni înșelători. Din 4 noiembrie vă folosiți mentalul, căutați esteticul, morala, dreptate, echilibru, puteți găsi soluția bile diplomatice pentru a rezolva conflicte și contradicții creativi, comunicare cu formulări adecvate, experiență pe care o folosiți cu tact. Nativii din balanță sunt susținuți să stabilească relații de cooperare, de competiție, de mediere, de deschidere emoțională și intelectuală către viața publică și spre ceilalți. Este susținută de asemenea armonia, echilibrul, căutarea unei ordini în viață.